Raul, am început lecția pentru Raul de la Satul Mare. El îmi dă numărul complex Z egal cu 1 minus I supra-radical de 3 plus I. Am, la inițiativa lui Cosmin, am încercat un calcul algebric, dar a extrage radicalul de ordin 6 din Z sub forma asta nu-i posibil, de aceea mă întorc înapoi. L-am luat pe Z-ul egal cu 1 minus I și l-am trecut din forma algebrică în forma trigonometrică. Z2, numitor radical din 3 plus I, pentru care pot să spun că modul din Z2 înseamnă radical din ăsta la pătrat, radical din 3 la pătrat, plus 1 la pătrat, se face radical din 4, care face 2. Raul, sper că urmărești la tablă. Se-și aude. Deci, bine ar fi să fie anunțat și colegii tăi că ești în direct la Prof Online, făceai un serviciu și lor. Dacă n-ai făcut-o, fă-o acum repede și anunți prietene să stea pe Prof Online. Deci, ăsta este 2. Iar imaginea numărului Z2, X-ul e radical din 3, cam atât, și Y-ul este 1. Deci este un unghi. De câte grade? Alfa. Alfa ar trebui să fie unghiul alfa. Sau argument. Argument de Z2 egal cu arc tangentă. Arc tangentă de BPA. De 1 pe radical din 3, care face arc tangentă de radical din 3 pe 3. Și la câte grade tangenta e radical din 3 pe 3? La pi pe 3. Pi pe 6. Și acum, Z2 va fi egal cu modulul, care mi-a dat 2, pe lângă cosinus de pi pe 6, plus i sinus de pi pe 6. Deci, iată, Raul, am trecut numerele din forma algebrică în forma trigonometrică. Și, îndată, având numerele așezate așa, voi putea spune că Z-ul arată în clipa asta în felul următor. Z este egal cu Z1, care înseamnă radical din 2, pe lângă cosinus de pi pe, cos de 7 pi pe 4, 7 pi pe 4, plus i sinus de 7 pi supra 4, supra 2, pe lângă cosinus de pi pe 6, plus i sinus de pi pe 6. Și cum se împart două numere complexe sub formă trigonometrică, se scrie raportul modulilor, deci din radical din 2 pe 2, ori cosinus pe lângă, se scad unghiuri, cosinus de 7 pi supra 6 minus pi, 7 pi pe 4 minus pi pe 6, plus i sinus de același lucru. 7 pi supra 4 minus pi pe 6 și este egal cu radical din 2 pe 2 pe lângă aici numitorul comun este cât 12, amplificăm cu 3 și aici cu 2 și vine 7 ori 3 21 pi minus 2 pi supra 12. Cosinus trebuia să spun. Așa. Deci radical din 2 pe 2 pe lângă cosinus de unghiul ăsta plus isin de același lucru. Plus isin de 21 pi minus 2 pi supra 12. Și apare că Z arată în felul următor, radical din 2 pe 2 pe lângă cosinus de 21 minus 2 face 19 pi
supra 12 plus I sinus de 19 pi supra 12. Deci Z e radical din 2 pe 2, pentru că cos de 19 pi pe 12 plus I sin de 19 pi pe 12. Și atunci, radical ZK, hai să zicem așa, cele 6 rădăcini, Z indice K, Z indice K, egal cu radical de ordinul 6 din radical din 2 pe 2, pe lângă cosinus de 19 pi supra 12 plus 2k pi supra 6 plus I sinus de 19 pi supra 12 plus 2k pi supra 6, unde K ia valorile 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Da? K luând aceste valori. Și acum, pentru K egal cu 0, Z0 este egal cu radical de ordinul 6 din radical din 2 pe 2 pe lângă cosinus de K-ul este 0, de 19 pi supra 12 ori 6 supra 72 plus I sinus de același lucru, de 19 pi supra 72. Pentru K egal cu 1, Z1 va fi egal cu radical de ordine 6 din radical din 2 pe 2 pentru cosinus de 19 pi plus 2 pi, pe cal am făcut 1, 2 pi supra 6, 19 pi pe 12, plus I sinus de același lucru. Mulțumesc. Plus I sin de același lucru, adică din 19 pi supra 12, plus 2 pi, totul supra 6. Și așa dai toate valorile ca 0, 1, 2, K egal cu 5. Și așa ai găsit cele 6 rădăcini ale lui Z acesta. Da? Dar, Raul, dacă ai urmărit lecția, continui și dai ca valori, găsești toate cele 6 rădăcini. Bine, dacă nu, altceva, dacă mai nu am timp acum, trebuie să Cosmin se uită la mine și mă jură de mama focului. Mă opresc ca și Cosmin. Raul. Așa, Cosmin, pornim repede la treabă. Da. La trebuie la șef, nu ai să scrie. Bă, e povestea ta. Îmi faci un bine. Da, cred și eu. Bă, atâtea ori. Da, măi, Cosmin. Cât e ceasul, mă? E 9? Fix, da, fix. 9. Hai că vreo jumătate de oră te învăț. Da, da. Deci, inversa unei matrici, nu? Da. Zicem așa. Dă-mi o matrice. Ai tu sau îți dau eu? Am eu. Ai tu, dă-o. Matricea A de două linii, două coloane. Băi, las-o de 3 cu 3, ca să fie mai frumoasă. De 3 cu 3, nu. Ai tu, îți dau eu. Deci, 2, 1, 0, minus 1, 3, 1, 4, minus 1, 2. Deci, asta e. Hai să pun 0 și ca să fie numere mai mici, dar mai repede. Deci asta e matricea. Numai la matrici pătrate ce se pune problema inversii. Deci problema este așa, să vedem dacă există o matrice A la minus 1 așa încât
A ori A la minus 1 se facă A la minus 1 ori A și e dat cu matricea I. Matricea unitate, I3 în cazul nostru, nu? Da. E de 3 cu 3. Și cum o găsim? Noi, după ce o vom găsi, o să verificăm dacă ne dă matricea unitate. Ei, A la minus 1 egal cu 1 pe Z de A, determinantul A, ori A steluță. Matricea adjunctă se numește, da? Unde A steluță se obține, se obține, da? Se obține din A transpus, în care se iau complemente algebrice pentru fiecare element. Da? Din A transpus, socotim complemente algebrice pentru fiecare element. Și anume, concret, ca să nu pierdem timpul, dacă asta este A, A transpus, mai întâi trebuie să fie det de A. Det de A egal cu, trebuie să fie diferit de 0. Da. Că altfel nu merge acolo, da? Egal cu determinantul 2, 1, 0. Minus 1, 3 și 1. Da. 0. Minus 1, 2. Și egal cu? Copiem primele două. 2, 1, 0. Minus 1, 3 și 1. Da. Și vine 2 ori 3, 6 ori 2, 12. Da. Minus 1 ori 1, ori 0, 0, plus 0. Da. 0 ori 1, plus 0. Minus 1 din formulă. 0. Da. 1 ori minus 1, minus 1, ori 2, minus 2. Cu minus de acolo, plus 2. Da. 2 ori 1, 2. Și cu minus 1, minus 2. Și cu minus 1, plus 2. Plus 2, da. Și egal cu 12, minus 4. De ce minus? Plus 4, pare. Dar nu-i minus din formulă. Asta e plus, da, plus 4, pardon. E bine plus, nu? Da. Fac 16. Da, 16. Deci, de aia 16. Și acum, A transpus facem repede. A transpus liniile de din coloane. Așa. Și vine 2, 1, 0, coloană. 2, 1, 0, da. Minus 1, corect. 3 și minus 1. Minus 1, 3 și 1. Pardon, da. Era... Uite, că ai scris liniile, devin coloană. Prima linie o devin prima coloană. Am găsit și la calcul, că am calculat cu minusul. Aici e minusul. Da. Așa, și după 0, minus 1 și 2. Deci, minus 1, 3, 1. Da. Minus 1, 3, 1. Și respectiv? 0, minus 1 și 2. 0, minus 1 și 2. 2. N-am avut timp să dau niște apărăță. Ok. Deci, 0, minus 1 și 2. Ei. Adjuncta, am zis, obține din asta, în care fiecare element de aici înseamnă, pentru primul element, tai linia și coloana sa. Asta înseamnă complementar. Da. Și se notea parcă cu A11. Da, A11 egal cu determinantul, mai întâi egal cu minus 1 la puterea. Linia și coloana, adică 1 plus 1, ori determinantul minorului ăsta. Adică dacă i-a tăiat linia și coloana, au rămas 3, minus 1, 1 și 2, da? Da. Și face 1 plus 1 face 2, minus 1 la 2 face 1. 1 ori 3 ori 2, 6, ori, pardon, minus... Plus 1. Da, 7. Egal cu 1, 7, da? 1 ori 7 egal cu 7. Deci, 7 punem aici. Da. Asta e elementul care a crescut. Pe urmă, A12
înseamnă minus 1 la puterea 1 plus 2, ori determinatul. Ori determinatul de, tăiem... linia școlară a lui minus 1. Da. 1, minus 1, 0 și 2. 1, minus 1, 0 și 2. Egal cu minus 1 ori... deci minus 1, da, corect, minus 1 pe lângă. 1 ori 2 e 2, plus 1, 3. Da, păi e minus 1 ori 0. A, e 0, da. Minus 1 ori 2. Minus 2. Minus 2. Apoi. A, 1, 3. A, 1, 3. Ia să vedem să fie acolo. Ca să nu mai... A 1, 3. Minus 1 la puterea 1 plus 3. A 1, 3, deci dăm linia școlană și face minus 1 la puterea 1 plus 3. Ori determinant de prima linie. Linia școlană a lui 0. Da. Și adică 1, 3, 3, 0, 1. 1, 3, 0, 1. Și egal cu 1 ori 1 ori 1, 1. 1. 1. 1. Deci 1 este aici. După A1, 4. A2, 1. A2, 1, corect. A2, 1, gata, să o confund. Egal cu minus 1 la puterea 2 plus 1. Ori determinat din termenia a doua cu coloana 1 și vine minus 1, 0, 0, 1 și 1, 2. 0, 1 și 2. Și egal cu minus 1, ori minus 2, minus, minus 2 și egal cu 2. Deci răspund 2 este, da? Da. După A2, 2. A2, 2, egal cu minus 1 la puterea 2 plus 2, ori determinat din... A2, 2 cu cine este egal cu? Minus 1 la puterea 2 plus 2, da. Ori determinant din, tăiem a doua linie, cu a doua coloană și rămâne 2, 0, 0, 0 2. Și 2. Și 2, 0, 0, 2. 1 da. Ori 4. 1 ori 4. 4. Și 4. Da. Deci 4. După a 2, 3. Da. Egal cu minus 1 la puterea 2 plus 3, ori determinat din a doua linie, a doua linie cu a treia și 1, 3, 0, 1. Cât vine? A doua linie, 2. 2 minus 1. Minus 1. Și 0, 1. 0, 1. Și egal cu minus 1 la 5, adică minus 1. Minus, pe lângă. 2 ori 1, 2. 2. 2. Și egal deci minus 2. 2. După A3, 1. A3, 1, da? Da. Egal cu minus 1 la puterea 3 plus 1. Deci este minus 1 la puterea 3 plus, 3 plus 1. Pe lângă determinant din tăiem a treia linie cu prima coloană și rămâne minus 1, 0. Minus 1, 0. 3 minus 1. 3 minus 1. Și egal cu 1 ori minus 1, 1 minus 0, 1, 1. 1. A 3, 2. Egal cu minus 1 la puterea 3 plus 2. Ori de A 3 cât? 3, 2. Da, egal cu 1. Minus 1 la puterea 3 plus 2. Da. Ori determinant din a treia, a treia linie și cu 2, 0. Deci vine 2, 0. Și cu 1, nu. Deci am tăiat asta, asta și asta. 2, 0 și 1, 1 minus 1. 1. Faci minus, minus 1 pe lângă minus 2. 2 și egal cu 2. Corect. După ultima, A, 3, 3, egal cu minus 1 la puterea 3 plus 3, ori determinant din
2 minus 1, 3. 2 minus 1. 1, 3. 1, 3. Și egal cu 1 ori 6. 6 plus 1. 1 ori 7. 7. Deci asta ar fi adjuncta. Și acum A la minus 1, așa am zis, nu? A la minus 1 egal cu 1 supra 16, parcă nu dat? Da. Înmulțit cu determinantul. Deci 1 pe 16 înmulțit cu determinantul. Cu matricea. Asta care am găsit-o. 7 minus 2, 1, 2, 4, minus 2. 1, 2, 7. Asta este A la minus 1. Și ca să ne convingem că a făcut o treabă bună, A la minus 1 ori A trebuie să îmi dea matricea unitară. Ia să vedem. A la minus 1 ori A este egal cu, adică 1 pe 16, ori matricea 7 minus 2. 7 minus 2, 1, 2, 4, minus 2, 1, 2 și 7. Ori matricea A, aceea de acolo. 2, 1. 2, 1, 0. Minus 1, 3. 3 și 1. Așa. 0, minus 1, 2. Egal cu 1 pe 16. Și se ia, la cum știu să mulțim? Prima linie cu prima coloană. Da. Prima linie cu toate coloanele. 7 ori 2. 7 ori 2, 14. Minus 2 ori minus 1, 2. Deci 14 și cu 2, 16. 16 plus, da, 16. 1 ori 0, 0. Deci rămâne 16. Acum, tot prima linie e următoarea. 7 ori 1, 7. Minus 2 ori 3, minus 6. Și 1 ori minus 1, minus 1. Deci... 7 minus 7. 7, da, 0. Da. Prima. 7 ori 0. 0 e 0. Minus 2 ori 1. 2 ori 1, minus 2. 1 ori 2, 2. Minus 2 e 0. 0. Tot prima linie. Nu, a doua linie. Următoare. 2 ori 2, 4. 4 ori minus 1, minus 4. 4 minus 2, 0. 4 minus 4 face 0. Minus 2, 0, 0. 0. Apoi. 2 ori 1, 1, 2. Plus 4 ori 3, 12. Adică 12 și cu 2, 14. Și cu 2, 16. Apoi. 7 ori. Nu, următorul. 2 ori 0, 0. 0. 4 ori 1, 4. Și cu minus 4, 0. 0. 12 ori 2. Nu, 1 ori 2. Am văzut 12. 1 ori 2, 2, plus minus 2, 0 și cu 7 ori 0, 0. După 1 ori 1, 1, 2 ori 3, 6 și cu 1, 7. De ce? De ce? Deci 1 ori 1, 1, 2 ori 3, 6 și cu 1, 7 și 7 minus 7, 0. Deci bine, 0. Și 1 ori 0 e 0, 2 ori 1, 2, plus 7 ori 2, 14 și cu 1 și cu 2, 16. Și egal cu? Înmulțim cu 16 și atunci 16 pe 16 face 1. Da? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Și ne-a dat. Și dăm atunci unitate. Deci am făcut o treabă bună. Da. Hai să vedem încă o dată cam care ar fi tehnica de lucru pentru a găsi inversa unui matrice. Păi A la minus 1 este 1 supra-determinant de A, ori A stelat. Da. Iar asteluță se obține din A transpus, socotind pentru fiecare element al transpusei complementul sau algebrului. Determinantul minorului. Da. Da? Determinantul minorului. Și cu minus 1 datorită poziției. Minus 1 la puterea datorită poziției în care se află elementul matrice. În final, important este
clar că am găsit bine. Acum să știi că dacă greșești undeva, e dat totul peste cap și nu-ți mai dă o matricea unitate. Controlul pe care îl faci este să ajungi la matricea unitate. Dacă ți-a ajuns aici, ai făcut o treabă bună. Dacă n-ai ajuns, reiei din nou calculul. Dar ai siguranța că te poți verifica. Că dacă nu-ți dă matricea unitate, atunci trebuie să te întorci și să vezi unde ai greșit. Da? Deci asta e tehnica. La cele de ordinul 2 e foarte simplu. Da, da. Că când ai zis determinantul, determinantul este un singur element. E și valoarea aceea. Faci și unul de cel de ordinul 2, ca să vezi cât din rapid. Da. Hai să vezi. Eu am adus la ordinul 3 ca să am ce așa, că așa era prea banal. Am un manual în lege. De ordinul 2, da? Da. Dar nu o iau pe ce, iau altul. Orice da. Matrice de ordinul 2, nu? Da. A egal cu 1, 1, 2, minus 1, 3. Det de A mă interesează, det de A, egal cu 3 plus 2, 3 plus 2, egal cu 5, care e diferit de 0. Și îți place că e diferit de 0, înseamnă că există A la minus 1. Rezultă că de aici, că există A la minus 1, pentru că zici acolo, 1 pe D de A. Și dacă e diferit 0, nu are rost. Dacă nu, dacă ar fi 0, împărțirea 0 nu are rost. Și deci nu există inversă. Și acum. A transpus egal cu 1, 2 coloană. Minus 1, 3. Ia A steluță se obține din transpusă în care avem A1, 1. Egal cu? Avem cu minus 1 la puterea 1 plus 1. Da. Din... Terminești coloana și rămâi 3. 3, da. Mă, 3. Adică nu ai ce calcula, de 3, 3. Da. Și face... 1 ori 3, 3. 3. După A1, 2 egal cu minus 1 la puterea 1 plus 2, ori tăiem prima linie cu prima coloană. 2. Prima linie cu 3. Prima linie. Păi, tu vrei să obții pe asta. Tăi da. Aici. Și rămâi 2. Păi, tăi elementul ăsta, cum faci cruce pe el. Da. Aici cruci pe ăsta. Tu pe ăsta vrei să obții. Da, da, e 2. Da? 2? Mă păcat eu. Da. Minus 2. Minus 2. După A, 2, 1, egal cu minus 1 la puterea 2 plus 1. Ori a doua linie cu... Păi, dar faci cruci pe el. A, minus 1. Minus 1. Minus 1. Și egal cu minus 1 ori minus 1, 1. 1. După A, 2, 2, egal cu minus 1 la puterea 2 plus 2, ori a doua. Cruci pe 3. Așa, 1. Ori 1. Și egal cu 1 ori 1, egal cu 1. Asta e adjuncta. Și acum, A la minus 1 este 1 pe D de A ori A steluță și egal cu 1 pe 5. Ți-ai amintești, da? Da. Pe lângă asta care am găsit-o. 3 minus 2 și 1, 1. 3 minus 2 și 1, 1. Și acum A ori A la minus 1 egal cu A la minus 1 ori A. Nu? A ori A la minus 1 egal cu A la minus 1 ori A. Și egal cu A la minus 1 înseamnă 1 pe 5 pe lângă 3 minus 2, 1, 1 înmulțit cu A, adică 1, uite acolo în plus, 1, 2, minus 1, 3. Ce face? 1 pe 5 și mulțim. 3 ori 1, 3.
Și minus 2 ori minus 1 face plus 2, deci cu 2, 5. 3 ori 2. 2 ori 6. Minus 2 ori 3, 6. 0. 0. 1 ori 1, 1. 1 ori minus 1, minus 1, 0. 1 ori 2, 2. 1 ori 3, 3, 3. E 5. Și mulțim cu 5. Face 1, 0, 0, 1. Într-adevăr, am găsit-o corect. Asta este matricea inversă în cazul de față. Deci, spunem că am pus la pus și treaba asta. Ne oprim aici și iată luat sfârșitul zi de muncă. La revedere, dragilor!